găsit, dragi prieteni! Avem astăzi o ofertă variată de oferte, de tot felul, pentru că vom vorbi despre mirajul ofertelor. Toată ziua suntem asaltați de super oferte, fie că le găsim în mesaje, pe telefon, pe internet, în cutia poștală, pe stâlpi și chiar în scara de bloc. De ce ne tentează ofertele? Sunt ofertele oferte sau sunt doar un mod de a atrage cumpărătorii? Vorbim așadar despre mirajul ofertelor din comerț, dar nu numai, imediat după tema emisiunii. Așadar, mirajul ofertelor. M-am răsat și eu destul de sedusă de ofertele de la Maxton. Mulțumesc frumos pentru vestimentație. Și așadar, am purces către emisiune cu această susținere la purtător. Așadar, am prezentat tema, vă prezint și invitații îndată. Am alături de mine doi prieteni dragi, pe Cătălina Sfetcu. Bună ziua! Și pe Daniel Fița. Bună ziua! Doi colegi de breazlă, dacă pot să spun așa, pentru că amândoi au făcut și fac, Cătălina încă prestează jurnalism, doi prieteni jurnaliști. Ca să punctez așa, să înțelegem de ce spun că suntem oarecum colegi de vreaslă și Daniel Fița, stați așa să mă murdărez puțin de engleză la gură, este absolvent al Universității Broadcasting BBC, da? Da. A activat la Radio România Internațional și la un moment dat subprefect de Giurgiu, cine ține istoricul și în politic. La noi, la Giurgiu, poate să-l recunoască și sub acest aspect. Cătălina, ce să mai spunem? Hai să facem repede un CV. O ofertă? Vreți să facem o ofertă? Dacă vrei, faci o ofertă. La super ofertă. Avem așa, Muntenia TV, Valahia TV, acum la Giurgiu TV. Ca invitat. Da. Europa FM, Magic FM. Da, ia, câteva site-uri. Câteva site-uri. De știri. Ceva agenție de... Am lucrat la NewZin, da, pentru NewZin. A, așa, perioadă, ca să fie bine punctat, de ce să nu le enumerăm, nu e nimic ceva care se bată cap în cap, în ferește. Așadar, un subiect care poate fi la prima vedere ușor de suprafață, dar dacă stăm să ne uităm puțin așa atent când vine vorba de oferte, de super oferte, ne dăm seama că suntem înconjurați peste tot, nu doar în comerț. Deși cu asta o să începem. Avem oferte în educație, în învățământ, în cultură, în locuri de muncă, oferte, eu știu, și politice la un moment dat putem spune, nu? Putem să alegem între anumiți candidați. Tot niște oferte sunt, tot niște lucruri care trebuiesc alese. De ce credeți că sunt oamenii amețiți de mirajul ofertelor? Care să fie, de fapt, cheia? De ce ne îmbulzim după super oferte? Cine răspunde? Hai tu! Mai bine tăceam! N-aș generaliza și nu generalizez în general, dar dacă ne referim la cele din comerț, sigur, ofertele au legătură cu banii. Eu personal nu alerg după super oferte, nici nu prea am răbdare să mă duc într-un magazin și să văd aici e mai ieftin, aici e mai... iau două la un... Sunt oameni care fac treaba asta, eu nu, dar cred că cu asta are legătură. Și în general, dacă e ceva, în opinia mea, este la o super ofertă, da, super ofertă, ceva nu e în regulă. Și da, la fel gândesc. Ceva nu e în regulă. Ori produsul respectiv... mare puțin din garanție și expiră. Nu prea îl cumpără lumea, ori na, trebuie să facă oamenii. Sau de multe ori, noi femeile descoperim că dacă vrem să cumpărăm o rochiță și este la ofertă la un preț bun, de fapt revine la prețul ei, că atâta costă. Da, da, bună. În România. Știu că în străinătate chiar sunt pe bune și reducerile, da? Tot ca ofertă. Da. Ci că sunt pe bune. La noi... încă funcționează mirajul găleții, al tigăii. Vedem cozi lungi pentru o tigaie. De ce vrem acea tigaie neapărat? De ce ne trebuie acea găleată? Pentru că mai avem 10 acasă și o vrem și pe a 11-a găleată. Pentru că în tigaia respectivă putem să facem omletă fără să punem ulei. O dată sau de două ori, a treia oară avem nevoie și de o lopată să
luăm ouăle prinse. Dar sentimentul ăla de mulțumire că am apucat acea tigaie, nu cumva, de fapt, ăla ne eliberează nouă niște serotonină, niște puțină fericire, niște oxitocină, ceva. După ce te păruiești cu o băbuță de... Uite, am luat tigaia asta. Am tigaia mea. Da, sunt pionier. Sunt pionier. Cred că de acolo... Uite, și mie mi s-a întâmplat o chestie, mărturisesc. Mergeam la un supermarket de aici din oraș și la un moment dat mă întâlnesc cu un personaj, un prieten tare drag mie, Ionel Muscalu, pot să-i spun și numele, că nu umblă cu mască pe față, e un personaj cunoscut, da? Și își luase o tigaie. Dacă nu e adevărat, să sune să spună că nu e așa. Și zic, mă, ce mișto era o tigaie din aia, o vală de pește. Foarte mișto. Zic, dacă a luat el, trebuie să iau și eu. M-am dus, mi-a luat o tigaie, super mișto, pentru pește și funcționează. E ok. Și Bona are și acea tigaie acum, deci deja am... Uite, și din gură în gură, cred că oferta merge cel mai bine. Da, dacă vorbim, când am oprit la sectorul alimentar, ai început discuția, vorbim despre tigăi, despre bătrâne, să nu zicem babe, cum ai zis tu, că poate se simte cineva jignit. De ce, domnule, că și eu m-am cumpărat, uite, o tigaie, da, acum, bine, dacă ai adus vorba de Ionel, o folosi eu la pește, l-o inspiram vreo poezie, nu știu, dar avem tentația să cumpărăm tot felul de lucruri. Bine, până la urmă vorbim de o strategie de marketing a firmelor. Da, aici ce am punctat eu, vezi, e firul ăsta care leagă din gură în gură. Dar cel care funcționează cel mai bine, eu zic că e ăla. Păi să nu zici. Să nu zici că ai auzit ceva, că ai văzut, să nu spui. Când spui să nu spui, cred că e cea mai mare... șansă de a promova ceva, de a face cunoscut ceva, un lucru, cum o bârfă. Când nu vrei, uite, nu m-am gândit. Dar de acum încolo, uite, mi-a venit o idee de promo. Când îmi schimb promo la emisiune, să spun, băi, nu vă uitați, nu vă spun, nu vă spun la ce oră, nu vă spun. Nu vă spun cine vine. Asta este strategie. Chiar o companie, la un moment dat, o companie de băuturi carbogazoase, a venit în țara noastră și și-a făcut... Era cu ceva, do it, așa ceva de genul și da. Nimeni nu știa cam despre ce este vorba. Toată lumea curioasă și a explodat. Uite mă, ăsta e. Ca să nu mai spunem mai departe. Cine și-a dat seama, e ok. Nu putem să spunem, să nu mai facem reclamă. Bine, am văzut o reclamă unei firme de medicamente și era o reclamă combo la pachet, un laxativ cu un somnifer. Fără recomandarea medicului să nu fie luat în acea seară, adică... Dacă mergem pe principiul vorbind de oferte, de obicei oferta înseamnă 1 plus 1 sau 1 plus 2. Al doilea lucru, 99% dintre cazuri, îți este complet nefolositor. Dar fiind la ofertă, îl iei. Deși practic mai ocupi un loc degeaba acasă. Dar funcționează probabil mentalul oamenilor, funcționează lipsurile. Mi-ai adus aminte de ofertele de dinainte de Revoluția din 89, când dacă vrei să cumperi o carte bună, ce se putea găsi la vremea aceea, trebuia să mai cumperi încă două care mergeau la cornete sau ceva de genul. Deci nu aveai ce să faci cu ele. Iată, și atunci funcționa această variantă de super ofertă. Haideți să vedem ce spun Giurgiu Veni. Am făcut niște voxuri. Haideți să vedem ce cumpără sau dacă cumpără Giurgiu Veni la super ofertă. Ce ai cumpărat ultima oară la super ofertă? Produse pentru păr? Nu, în niciun caz, că sunt la început, chiar nu mi-aduc aminte, nu știu. Produse alimentare, în orice caz. Nimic! Nu cumpărați? Nu. Detergent, cred. Nu prea mi-aduc aminte. Giurgiu Veni nu prea cumpăr la super ofertă? Cine are bani, poate. Cărți și cadouri pentru copii. Ce ați cumpărat ultima oară la super ofertă? Nimic. De obicei, ce... Casă, ulei, zahăr, astea urmărim. Lactate, fructe, jucării. Lactate, jucării, cam de consum, cam astea ar fi, deși ofertele sunt și la produse mult mai scumpe, la electrocasnice, dar chiar rog pe Vali din emisie, Vali, vezi că am niște materiale cu oferte foarte mișto, niște poze, dacă poți să ne le arăți și noi o să le comentăm.
tot așa, ia uite, varză, ia uite, varză nu vedem de burtieră. Păi sunt pepene. Varză și jos scrie un leu și pepene. De fapt, o asemenea varză mi se pare și mie irezistibilă. Un leu, la doar un leu, o varză în dungi. Hai să vedem mai departe. Tot da. Despre varză vorbim, dar de data aceasta, fericita posesoare este doamna Popescu. Dacă tot pepene și ăsta mai ai de capul ei. Da. Da, nu se poate toca, se feliază, mă rog. Deci varză proaspătă găsiți vara la doamna Popescu în fund. Mai departe. Avem aici o reducere senzațională, nu văd bine la ce. 4,99. Da, dar adică care? Am redus crescând prețul. E psihoza asta cu 99 în capăt, adică nu costă 8 lei sub nicio formă. Mai departe, ce mai avem? RCA plus cadou 4 litri de vin. E, așa RCA. E bun ăsta, da. Adică merge cu RCA-ul care e cu mașina mișto, da. Foarte în timpul liber. Așa, altă ofertă, 46 la 4, e spectaculos, de la exact același preț. Dar vezi, dacă e scris mărunt, mărunt, omul se gândește că e, de fapt, redus. Cam aceeași, nu, acum este și mai mare prețul, aproape 13 lei, da, parizer țărănesc. Ce mai avem? A, n-am mai avut o dată pe ăsta, hai că dacă mai luăm încă o dată, ne îmbătăm. Aici. Da. Dar ce preț au, adică ai, după ce că ai de lucru, știi? Au și două uși. Adică... Asta merge la combinație cu Viagra. Unde erau ușile, mă rog. Asta este absolut senzațional. Cumperi unul și obții unul gratuit. Așa ofertă. Asta... Deci jos scrie abonament 25 de lei, da? Da, de câte ori ai voie să mergi în abonamentul ăsta și cum poți să stai? Lunar. Lunar, deci 25 de lei. Probabil asta mi-a plăcut mie. E descoperită de mine când eram însărcinată. Beam produsul acesta. Dă înapoi puțin, Vali. Dă înapoi. Ia uite. Bere fără alcool și limonadă. Doar da, dă puțin, Vali, înapoi. Deci fără alcool și limonadă. Dar ea, vă garantez că înăuntru conține limonadă. Deci topica era cu totul și cu totul alta. Asta era ideea. Cu limonadă. Deci da. Este pe piață. Mai departe. Așa, ciuperci. Aceeași chestie care se practică. De la același preț, tăiați, dar scris mai mare. De fapt. Promoții la ciuperci. Brad alb Colorado. De la 89, da. Asta a fost așa, un pic. Uite, noi a trebuit să căutăm oferte pentru ochelari, că niciunul nu toți ne aplecăm să vedem. Asta era ideea. Scris și tăiat. Mai departe, mai avem ceva? Cam astea au fost, nu? Deci cred că ne atrage mai mult faptul că este scos în evidență și că găsești un produs pe stand, scos nu acolo unde trebuie să fie standul, de exemplu, papuci. Nu-i găsești la raionul de papuci, găsești scos la înaintare. Într-un coș cu produse și vezi, de... scrie mare ceva, da. Tăiat un preț mic, te duci și cumperi papuci, chiar dacă n-ai nevoie. Ei bine, am cerut și o părere mai avizată, să vedem cam ce ne atrage, cam de ce mergem către super oferte și am întrebat pe psihoterapeutul emisiunii, pe Dana Teodorescu, cam cum e cu mirajul acesta al super ofertelor. De ce este goana după super ofertă? De ce cumpărăm o tigaie dacă nu avem neapărat nevoie de ea, dar o găsim la un preț bun și de ce ne îngrămădim? Și nu numai o tigaie, orice anume este la super ofertă. De ce este mirajul super ofertei atât de bine împământenit la români și de ce prinde atât de bine? Deoarece suntem înnebuniți după achiziții. Poporul român are generic așa efectul de gloată. Unde se strânge cineva, trebuie să vadă o curiozitate, să vadă ce se întâmplă acolo. Pe mine mă amuză foarte tare găleata de portocale de la Kaufland. Doar apare o găleată, toată lumea se strânge că îi trebuie portocală, că nu-i trebuie portocală, el trebuie să ia o găleată de portocală. Este un fel de a se liniști în propriul eu. Am, trăiesc bine. Au sentimentul de plinătate.
am cumpărat și eu. De a aparține acelei categorii, de apartenență. Intri în rândul lumii. Intri în rândul lumii. Am cumpărat, am fost la ofertă, da? De fapt, aceste oferte sunt, știți bine cum sunt, că au doar efect subliminal, un efect fals. Abia atunci, da? De fapt, produsul este vândut la atunci adevărata este valoare. Este vândut la adevărata valoare, da? Dar asta este, poporul român se duce, și nu numai la români. Ați observat și în străinătate, în momentul marilor reduceri, dar acolo într-adevăr sunt mari reduceri, în momentul marilor reduceri se calcă pur și simplu în picioare. Mie mi-e foarte teamă, asta vine de foarte mult timp și este în mintea noastră, așa cum spunea Jung, voi, dragi contemporani, sunteți așezați aici frumos la lumină și aveți mansarda foarte frumos aranjată, trăiți în lux, însă de dedesubtul vostru sunt marile tragedii ale omenirii, iar dacă le accesați, este groaznic, se pot întâmpla, uitați-vă în mari tragedii, în timpul cataclismelor, în timpul războiului, cum luptă oamenii, Doamne ferește, dacă n-am avea apă sau mâncare, vă imaginați ce s-ar întâmpla? S-ar călca în picioare. Ei, lucrul ăsta vine de acolo, de mult, de mult, arhetipal, pe care noi îl moștenim prin naștere și el este stocat în inconștientul nostru foarte profund, în care noi luptăm pentru supraviețuire. Fiecare are acest instinct. Așadar, mirajul super ofertelor supus la noi, la Panoramic. Daniel, ce ți-ai cumpărat ultima oară la super ofertă? Dacă ți-ai cumpărat. Super ofertă. Hai, că ești și tu om. Sau la ofertă. La ofertă. Cred că am cumpărat apă minerală și la un box am avut și o sticlă de suc natural. Cu mințel. Cred. Da. Da, îmi povesteai pe materialul de mai devreme că soția ta, care este psiholog, are părerea că este recomandat să mergi la shopping, bineînțeles acolo sunt incluse și super ofertele când mergem și ne împiedicăm de ele, în situația în care, nu știu, avem nevoie să evadăm din ceva, probabil, să ne tratăm, să fim mai fericiți, dar mie mi se întâmplă chestia asta și când sunt ok. Adică, nu? Da. Tu spuneai chestia asta, că te duci pe, și... Da, da, pe mine mă ajută lăsatul de fumat, de exemplu. Este, mă duc la magazin știind că acum am bani și pot să-mi cumpăr. Eu, într-adevăr, ca o terapie. Dar ți-ai cumpărat de mâncare sau... Nu de mâncare, nu. Chestii pe care nu le-aș fi cumpărat altfel. De îmbrăcat, de încălțat. Mi-am cumpărat ghete la ofertă. Poftim, bine, care reducere. Asta mi-am cumpărat. Așa, da. Da. Mai sunt outleturile care la fel. Tot un fel de ofertă, o alternativă la cei care... suferinți după branduri, nu și le pot permite la vremea respectivă, dar totuși trebuie să-și ia brandul respectiv la un alt preț. Da, peste 5 ani când brandul este ieșit din uz, dar la noi merge orice, da. Și dacă se poate cu eticheta în exterior să vadă. Da. Da, și noi avem în jurul outlet pe undeva, nu, clădirea la un moment dat o chestie, cum că s-ar deschide ceva. Multă lume a început să confunde outlet-ul cu second hand-ul. Asta e altceva. Am văzut, clar. Nu, chiar am văzut în București, mergând la second hand, foarte fericiți, crezând că își cumpără produse de firmă. Erau produse de firmă, dar purtate și răspurtate, mă rog, mai mergeau de o toamnă, de o iarnă. N-am văzut niciodată la second hand să fie ofertă OFI. Zic, ofertă? Da, super ofertă la second hand, minus 0,5 bani. N-am văzut pe nimeni. Ești plătit? E tentant. Da. Am vorbit despre partea comercială a ofertelor, a super ofertelor, dar mai avem oferte și în ceea ce privește, dacă mai avem, că marea majoritate a telespectatorilor spune că nu avem locuri de muncă, pentru că probabil există un grad de incompatibilitate între cerere și ofertă sau undeva ceva scârte, din moment ce mai sunt și persoane care nu reușesc să-și găsească un loc de muncă, deși AJOFM pune la dispoziția Giurgiu Venor locuri de muncă, oferte, loc de locuri de muncă, și aici chiar vreau să comentăm, Cătălina, avem întâi un material, după care
mergem să studiem așa, pe grafic, exact oferta locurilor de muncă. Haideți să vedem, în schimb, ce mai întâi, ce anume propune AJOFM ca și programe de formare, oferta de programe de formare, și apoi o analizăm pe cea a locurilor de muncă. Pentru creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu oferă o serie de programe de formare profesională care contribuie la creșterea și diversificarea competențelor acestor persoane. În anul 2015, șomerii din județul Giurgiu pot urma gratuit programe de formare profesională oferite de agenția noastră, care au ca scop inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Aceste programe de formare oferite de agenția noastră sunt cursuri de inițiere în meseriile, în competențe informatice, comunicare în limba engleză, contabil, inspector resurse umane, operator introducere, validare, prelucrare date. Oferta pentru cursurile de calificare, recalificare este diversificată, astfel programele sunt meseriile de agent de securitate, brutar, bucătar, cameristă hotel, coafor, confecționare, asamblor, articole din textile, confecționare, tâmplărie din aluminiu și mase plastice, electrician, constructor, frizer, îngrijitor bătrân la domiciliu, lucrător în structuri pentru construcții, lucrător în comerț, lucrător instalator, mașinist, utilaje, cale și terasamente, ospătar, patiser și peisagist, floricultor. De asemenea, sunt oferite și cursuri de perfecționare ca inspector în domeniul securității și sănătății muncă și formator, și cursuri de specializare de agent comercial și stivuitorist. Aceste programe de formare profesionale sunt organizate în mod gratuit din bugetul asigurărilor pentru șomaj, cât și din fonduri sociale european, în cadrul programelor cu finanțare europeană implementate de agenția noastră în calitate de beneficiar sau de partener. Mulțumim doamnei Nicoleta Goleanu pentru informațiile pe care ni le-a pus la dispoziție. Iată, se mișcă acolo niște rotițe la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, există programe. Oamenii le accesează și chiar în ultima perioadă sunt niște programe interesante care la sfârșit oferă pe lângă diplomă și o sumă de bani. Fiecare în parte are o sumă de bani, da? Se mai oferă și câte o masă la, mă rog, cursanților. Tot pentru ca să atragă oamenii să vină să-și facă o calificare, pentru că nu se mai poate fără calificarea aceasta, chiar și atunci când pleacă în afară, chiar și dacă aleg să rămân aici. Îmi dai voie să spun ceva? Cred că în acest domeniu vorbim mai degrabă despre o supercerere decât despre o ofertă, în ceea ce privește nevoia de locuri de muncă și de a... Deși să știi că nu se înghesuie nici la cursuri și nici să se angajeze mulți dintre ei. Că unora le convine șomajul așa primit, având în vedere că și un salariu minim nu e prea departe de valoarea șomajului. Și... Da. Totuși, există un anumit număr de șomeri în căutare de locuri de muncă și nu neapărat șomeri, cât și oameni care nu au loc de muncă și nici măcar nu sunt indemnizați. Da, da. Iată pentru aceștia, Vali, te rog frumos, dacă se poate acum să vedem oferta locurilor de muncă. Am vorbit până acum despre programe, mai aproape dacă putem să vedem, că n-am avut oferta de ochelari, cum spunea Cătălina, da? Deci avem administrator imobile, agent de securitate, ambalator manual. Ambalator manual. Activist. Uitați și care este numărul, da? Asta este oferta din 11 februarie, vă spun eu. Coafor. Iarăși, coaforurile văd că merg bine. Chiar avem foarte multe coaforuri în Giurgiu. Coaforuri, farmacii, bănci. Ia să vedem ce mai avem. Și avem 100... O specială. Da. Scuză-mă. Avem 100 și ceva de locuri de muncă la 5.000 și ceva de șomeri. 6.000 de șomeri. Deci e super cerere. Da. Ia să vedem ce mai avem aici. Mai mare, dacă se poate, te rog, Vali. Puțin mai mare. Puține, totuși. A, puține, 2, da. 1, 3, maximum 5. Infirmieră.
facturist, inginer, inginerii, trebuie să mai caute ingineri. Hai și cealaltă pagină. Să studiem așa în mare. Te văd și medici, medicine cam pleacă. Mecanici, deci trebuie să ai o meserie de bază, da? Medic specialist, medicii cam pleacă de pe la noi. De-aia au ajuns noi să avem nevoie. Mai jos puțin, dacă se poate. Și tinerii nu, paznic, dacă îmi permiți, da, nu vor să mai înveți o meserie. Mulțumim, Vali. A fost un subiect intens dezbătut chiar și la nivel local. Nu se duc la școli de arte și meserii. Nu se duc să înveți o meserie. Nu fac treabă nici în partea teoretică, dar nici acolo nu se duc să învețe, să lucreze. Că o rămân în țară, că se duc în străinătate și trimit de acolo bani. Nu vor. Păi, de obicei, merg către facultăți. Pentru că toată lumea, hai să fim cinstiți, așa. Toată lumea vrea la birou. Oferte educaționale, poftim că ai trecut în... Păi da. La birou să fie mai cald, mai bine, nu? Sau... Acum, depinde și facultatea ce oferă. Că dacă e o facultate și înveți o meserie și ești inginer sau medic sau eu știu ceva, cu o specialitate din care poți să te duci și să te angajezi, da, dar nu prea se caută, nu prea sunt căutați, vezi, foarte puține locuri pentru studii superioare. Eu vreau mai să acuz genul ăsta de facultăți de comunicare, de politică și chiar de jurnalism. De ce nu? Pentru că poți să fii jurnalist fără să ai neapărat o patalama din asta. Și vorbim cu voi care, uite, tu ai făcut, dar ai lucrat pe internațional, da? Da. Îți trebuia în ideea asta. Acum nu spun că-i rău. Totuși, este o meserie. Dacă nu stăpânești... Exact. Există și reversul medaliei. Da. Adică sunt foarte multe cazuri în care ajung oameni în posturi pentru care chiar nu sunt calificați, nu dau randament, iar într-o societate capitalistă nimeni nu-și permite să faci practică la locul de muncă. Dar un economist poate să-și facă o emisiune pe economie foarte bine, da? Da, chiar. Nu știu... Poate că, dar acum, fără să fiu malițios... Riscăm să ne transformăm într-o țară de privitor la televizor, în primul rând, dacă vorbim de mass media, ceea ce afară nu prea se face, adică normal afară ai timp de televizor. Ei nu prea au de a face cu televizor. După ora 7-8 ajungi acasă, te uiți eventual puțin la știri, după ce ți-ai făcut normal ora de jogging, după ce ai ieșit în parc, pe când... La noi, dacă ne uităm seara de seară și pe poste naționale, sunt aceste dezbateri, un fel de K1 politic, în care vedem aceleași personaje, în care vedem aceiași oameni super calificați, oameni care se pricep de la reproducerea balenelor până la încălzirea globală. Nu știu unde o să ajungem în acest rim. Uitându-mă în același timp la oferta locurilor de... sau nu neapărat a locurilor de muncă, era și oferta specializărilor. Păi, aceste specializări ar fi trebuit, exact cum spunea și Cătălina, normal să fie oamenii să le facă în școli, adică nu să fie școli profesionale unde tinerii să învețe să iasă din start, o spătar, bucătar. Decât pe să când faci o facultate noi... din care nu ești nimic, ai o diplomă de comunicare, păi oricum da, nu comunici. Vorbeam la rușine părinților, păi mă duc să mi-l fac bucătar, de ce să nu... Sunt mentalități, cred că sunt în continuare mentalități de dinainte de 89. Cei care, mă refer la mine, nu vreau să vă îmbătrânesc, dar cei care au prins perioada dinainte de 89 știu foarte bine că atunci mândria supremă a unui părinte era ca, virgulă, copilul să termină o facultate. Nu conta ce facultate, nu conta că intra bou și ieșa vițel. Eu, de exemplu, am crescut în Ardeal. Cea mai căutată facultate era Politehnica din Timișoara. De ce? Pentru că la anumite secții se intra cu nota 5. Meserii de ieșea copilul inginer, n-avea nicio tangență, lui poate îi plăcea botanica, învăța de 5 și ieșea cu facultate. Păi cred că de acolo, de la cele mai frage de vârste, ar trebui să vedem pornirea copilului, să-l ducem la toate cercurile posibile, da, să învețe. Corect, așa e. Am dat și noi o raită tot în scopul acesta pe la Centrul Cultural Ion Vinea și
am studiat oferta educațională, cea de după școală. Haideți să vedem cam care este aceasta. Oferta culturală este realizată pe două paliere ale cultural-artisticului. Avem oferta de fiecare an care se adresează tinerilor, așa zisele ore de timp liber, ore extracurriculare, nevocaționale. Mă refer aici la ceea ce abordează peste 250 de elevi înscriși prin cereri, vorba de ore de artă plastică, vorba de teatru, dans modern, dansuri populare, este canto muzică populară, canto muzică ușoară, iată ceea ce oferim tinerilor pentru întreg parcursul anului în materie de, cum spuneam, ore de timp liber, ore extracurriculare. Bineînțeles că ei pot aprofunda aceste specialități artistice, pot performa la un moment dat, sunt tinerii noștri care ne reprezintă în festivaluri, în concursuri la nivel național și internațional. Avem în acest sens și satisfacții, ne-au adus chiar trofee, premii la nivel național. Noi avem, așa cum v-am spus la început, 250 de copii înscriși la clase de dans popular, dans modern, avem foarte mulți la pictură, la teatru avem, unde avem foarte multe și bune rezultate, la canto muzică ușoară, canto muzică populară. Deci, iată că la aceste clase educaționale, de timp liber, cum v-am spus mai devreme, avem 250 de copii care sunt, frecventează aceste cursuri în mod regulat. Pe parcursul întregului an, ba chiar și în perioada vacanțelor, sunt o parte din ei care sunt doritori de a continua aceste ore educaționale, pentru că ele sunt practic legate de educație prin art, într-un domeniu artei pe care ei și l-au ales. Deci sunt destul de multe opțiuni, poate ar mai fi și altele, important este să studiem pe cel mic cu atenție, să vedem care ar fi cărarea. Tu îmi povesteai pe parcursul materialului că fiica ta a mers la toate cercurile posibile. Da, da. Oricum noi vorbim mai mult în pauză decât vorbim aici, trebuie să recunoaștem. Vă rog, apă mai. Da, curaj. Însă și o să mai duc unde vrea ea, unde vrea să meargă și cere acolo merge. Și într-un final, bine, ea cochetează așa și cu arheologia cumva, dar a spus că vrea să fie YouTuber. Foarte mișto. Da. Și probabil că până în clasa 12-a se vor ivi alte oferte. Uite. Îmi povesteai că tu ai avut ceva mai greu de tras la un moment dat cu băiețelul. Da, da. George are 6 ani și acum 3 luni de zile mi-a spus că el vrea să facă gunoier. Am zis ok, este o meserie, mă rog, n-aș știu cum să o descriu. I-a trecut, acum vrea să facă miner. Adică în niciun caz nu văd că nu împărtășește, nu știu, normal se spune că copiii vor să, sau primul model al copiilor sunt părinții și atunci ce e mama, ce e tata, nu vrea nici psiholog ca maică-sa, nu vrea nici, nu știu, consilier ca mine, juridic, ziarist, presă. Nu, el deocamdată este dorința lui, dar să vedem mai departe, Joseph, e bine. Normal că sper să nu rămână la, să nu rămână la varianta asta, că nu mi-aș dori un Miron Cosma în familie, dar, mă rog, ofertele, dacă tot vorbim de oferte, ne uităm inclusiv la copii, cam azi la subiectul copiilor, la cercuri, la tot felul de cercuri, la casa, centru cultural, casa de cultură, nu știu cum se cheamă. Păi, ofertele și aici, din punctul meu de vedere, sunt cam limitate. Adică vorbim, ok, limbile. În primul rând, de engleză, prima, pe germană se axează lumea. Pe urmă vedem cursuri de dans, cursuri de pictură, de teatru și, normal, karate, ceva, sport, muzică, da. Muzică și cam atât.
Nu știu, cred că ar mai fi și altele. Bine, noi am fost, în Giurgiu mai sunt și alte cercuri, instituții, noi am fost la o singură instituție la acel moment. Nu, mă refer în general, nu doar în Giurgiu, la nivel de România ofertele, totuși asta nu... Asta e de fapt întrebarea, sunt în funcție de cerere ofertele? Pe toate planurile vorbind. Ce părere aveți? Sunt în funcție de ceea ce ne dorim, ceea ce primim? Dar și ceea ce oferim are... Deci sunt două planuri aici. Nu știu dacă sunt în funcție de sau sunt paralele sau și se intersectează. Nu-mi dau seama. Bună întrebare. Mai schimbăm acazul. Da, mai schimbăm acazul, da. Se caută. Vorbim cerere și ofertă. Da. Se caută. Lumea este axată, din nou că ai vorbit mai înainte de străinătate, să învețe copilul de mic o limbă străină. Este un lucru benefic, dar... Poate n-ar trebui să-i se însufle ideea, învață mamă o limbă străină ca să pleci din țară când crești mare. Pentru că eu consider că deja din acest moment pe copil ai debusolat total. Adică ar trebui mai întâi să raportezi la niște valori pe care le avem în țară, dacă le mai avem. Dacă nu, ne întoarcem din nou, mergem la... O limbă străină e întotdeauna binevenită și mai cu seamă limba engleză, nu pentru că ar însemna ceva în plus, ci pentru că în momentul ăsta cam toată lumea are în CV-ul trecut așa ceva și nu poți ca tu să nu ai, pentru că este un must, o na, că spuse în engleză. Mare, dar în luna octombrie, de exemplu, acestui an, Google a anunțat că este gata acel program Google Translate pentru 80 de limbi, traducere simultană în același, adică efectiv vorbești, iar celălalt aude în limba lui ceea ce ai vorbit. Practic, din toamnă deja o dăm pe Google, pe cumpărarea acestui soft și limbile străine vor fi... Că am ajuns și la acest tip de ofertă. Nu știu, la noi în Giurgiu eu am mai tot căutat pe aici, pe acolo și am găsit destul de rar. Căutam pentru copii cărți în limba engleză sau bilingve. Povești bilingve pentru 10 ani, 12 ani, 15 ani. Nu prea e pe la noi prin oraș, dar au apărut prin librăriile din capitală într-adevăr standuri întregi de cărți în limba franceză și engleză, mai ales franceză și engleză, pe aici pe acolo italiană, germană iarăși este destul de mult. Iată că ne-am internaționalizat. Da. Nu prea mai putem să mai stăm fără să știm o limbă străină. Iarăși se caută cercurile astea. Da. Vreau să spun că în Giurgiu nu prea e cerere ca să fie și ofertă. Mai multe domenii. Dar trebuie să fie și una și alta, având în vedere poziția Giurgiului pe hartă, poziția orașului nostru. Dar că e... Dunărea lângă noi. Da, pot să spun o chestie, da, chiar te legată rog, de Dunărea. O chestie banală, legată de cerere și ofertă. Dar tu nu poți să spui niciodată nimic banal. Bine, faptul în sine e banal, pentru că căutam burtă pentru ciorbă de burtă. Și am fost la 5 magazine de cartier, în Giurgiu, într-o zonă bună. Da? 5 magazine de cartier, dar nu se cere, nu ținem noi așa ceva. 5 magazine din Giurgiu, vezi? Nu e cerere, ca și cu acele cărticele în bilingve. Nu e cerere. Da, ajută foarte mult acele cărticele. Da, spuneam că e banal, deci cererea cu ofertă. În sfârșit ai reușit și tu să faci ceva banal, dar până la urmă bănuiesc că ai găsit și ai și făcut... Nu, am renunțat, am făcut ciorbă de găluști, supă de găluști. Da, uite, și asta, ofertă, sunt... Toată lumea este acum nebunită să mănânce, mai altfel. Deja atingem o ofertă educațională gastronomică. Da, deja parcă am început și noi să mâncăm, să gustăm altceva, meniuri mai exotice și mai ales emisiunile acestea pe televiziunile naționale care pun pe cei care vor să devină șefii în bucătărie cu acte în regulă și cu recunoaștere. Iată, ofertă și acolo este o zbatere destul de puternică. Restaurantele se înghesuie să ofere creveți, tot felul de nebunii. Credeam că avem un telefon. Apropo de telefon, dacă vreți să intrați, să ne spuneți ce ați cumpărat ultima oară la super ofertă sau ce oferte vă tentează, puteți să apelați numărul de pe ecran și să intrați în legătură directă cu noi. Apropo de telefon, ofertele la telefonie mobilă iarăși sunt primele peste tot.
cu da. Și pe TV, și pe telefoane, pe internet, peste tot, nu poți, internetul, altă pagină deschisă, nu poți să-ți accesezi o pagină fără să dai de reclame da. Și de oferte, nu putem fără, păi nu putem fără internet. Site-urile, clar. Ți-am spus că e o temă amplă, oferta, cum ofertele tale. La ce ai vrea să găsești o super ofertă, să accesezi o ofertă, la ce? Pot să mă gândesc în timp ce răspund. Hai să facem un schimb. Ce s-ar putea să ți se ofere pe piața comercială, educațională, culturală? Nu știu dacă și chiar anuncii. Plăcea... Poate vrei să te faci neurochirurg, dacă mă încolo. Da, ar fi da. Idee. Da, măcar să ies la pensie. Nu știu dacă ar fi vorba neapărat de ofertă, cred că ar fi vorba despre un venit mai mare, pentru că având un venit... Adică să se ofere niște pachete salariale ca și pentru consultant oameni, politic. Nu mă refer neapărat la mine. Pentru... Da, păi, da, poți sta mai mic sau păra mai mare? Și tu, bă, la mai mare să fie scris mai mic, știi? Până la urmă, ofertele... Reflectă și nivelul de trai al unei societăți. Pentru că ajungi într-adevăr să vezi oferte la niște lucruri absolut banale, de care chiar nu ai nevoie și culmea, nu știu cum se face, că niciodată lucrurile de care ai nevoie nu sunt la ofertă sau nu sunt, uite, vrei să-ți iei un training de firmă. Nu au nevoie să fie promovate, dar... au și prețurile de așa natură încât... Da, se poate scădea prețul pentru că... Da, asta nu înseamnă că un produs care este la promoție, indiferent că este el un produs, eu știu, cultural sau că este un produs comercial și atât, nu înseamnă că nu este... că nu poate fi și promovat. Sunt celebrele băuturi carbogazoase, hai să le mai dăm nume, care niciodată n-au încetat să-și facă reclamă. De când eram noi... Sunt date și ca exemplu mici. În studiile de marketing, cu ăla mai are nevoie să-și facă, cred că nu mai are, dar tot își face, deci... Da. Trebuie să menții pe piață. Da. Imaginea. Cât contează imaginea unui produs în a putea fi considerat o ofertă? Contează foarte mult, bineînțeles, imaginea unui produs, dar revin. La noi încă suntem în perioada... începutului capitalismului și la noi contează prețul, adică imaginea ca imaginea, dar contează prețul. Degeaba imagine și vezi un preț care se apropie de lună. Și aici vorbim de o contraofertă în rate. Deci asta este oferta cea mai ofertă, ca să zic așa. Până când ajungi să plătești. Da. Acolo e. Triplu. Până când îți dai seama că de fapt prea a fost ofertă. Vorbeam și de oferta culturală. Se mai mișcă și pe la noi prin Giurgiu câte ceva, s-ar putea mișca și mai bine, pentru că, ce vorbeam și mai devreme, e și nevoia și educația de a gusta din plăcerea unui act cultural și atunci ne dăm seama că produsul acela nu neapărat dacă este comercial sau cultural, ci dacă avem nevoie de el. Mai avem nevoie de teatru? Giurgiuvenii totuși s-au dus la teatru în ultima perioadă, iar oferta teatrului din Giurgiu cuprinde acum în ultima perioadă câteva spectacole pe care le-au pus regizorii în scenă. Haideți să vedem cam despre ce spectacol este vorba. Am văzut premiera ultimului spectacol de la Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu. Oricum, nu cred că am mai adus altele noi. Și nici nu văd de ce să mai fi adus. Zău așa.
ăsta e copiețul. Și o nenică, dacă eram în locul lui, tot așa făceam. Chiar dacă aveam o groază din alea vechi, cu scăpăriciul expirat și nefolosit, tot nu mai aduceam altele. Să fie. Trebuia să luăm noi tot ștucul, Petronelu. De asta de normă cu fosforul Căcăriu, să fac ca și de prima. Păi de făcute de pușcăriaș, la normă. Ai mai aflat câte echipe s-au înscris în concurs? Auzi, mă și întreba, privindu-mă așa ca un semafor din ăla derutat. Auzi, fai, Petronelu? Dar ce face bărbatul după atâtea chibritură? Nu cumva a pus ochii pe vreunul cu șoriciu gros și vrea să-i dea foc. Și tu? Ce ai zis? Tălă, băi, trebuia să-i zici una de sărusture. Păi, una memorabilă. Una culturală. Cum că vrem noi să facem pocnitori tradiționale de anul nou. Păi, trebuia să zici să... Uite că nu i-a zis nimic. Cum nimic, fraieru, cum nimic? Uite așa nimica. Păi ce era să ne iau în gură cu borțosul ăla negru în ce... Tu! Băi, fii atent aici. Data viitoare să-i zici că fac colecție. E bine, uite așa, colecție. Ce colecție, mai iubiți-le? Da, frecție. Băi, fii atent aici. Una numismatică de chibrituri. Da, că tot vorbim despre ofertă culturală, Taj Mahal, pus în scenă de Florin Antoniu, ultimul spectacol difuzat la, am zis bine mai devreme, de ultimul pus în scenă, da? Și premiera acestuia a avut loc zilele trecute. Apropo de oferta culturală, mi-am propus să vă aduc în fiecare săptămână și câte o carte pentru a putea să discutăm poate mai târziu împreună și pe acest subiect. Eu am citit-o cu drag, se citește aproape singură. Știu că mi-a picat câteva picături de apă. Este vorba de Țara cu un singur gras, a lui Adelin Petrișor. Adelin Petrișor încearcă să schimbe registrul și să transforme documentarul filmat în carte scrisă. Veți constata singur dacă a reușit. Oricum notez cu plăcere că teleagitația lui contagioasă intră într-un foarte nimerit contrapunct cu statica sumbră a celui mai interzis stat al planetei, Coreea de Nord. Este un fel de distopie înfometată a absurdului ideologic cu bombă nucleară, așa cum odinioară un fost președinte francez numea Uniunea Sovietică o voltă superioară cu armă atomică. Cine ajunge azi în Coreea de Nord? Câteva zeci de ziariști aleși pe sprânceană. Adelin Petrișor, după cum povestește, s-a ales aproape singur. El surprinde inefabilul morbid al acestui topos carceral cu umor, bunăvoință și reflex critic. Trăsături indispensabile exploratorului de profesie, fără poliție de asigurare, pentru întâlnirea cu moștrii non-sacri. Vorbele nu mi-aparțin, sunt, bineînțeles, al lui Emil Hurezeanu, care a mai tot spus despre Adelin Petrișor câte ceva. Și v-am spus să citește singură. Și apropo de super ofertă, din spicuiri din carte, spune Adelin Petrișor în cartea sa că eu am rămas să văd oferta pentru care orice om normal din oraș aproape ar fi ucis. El se afla în acel moment la Fenian. Galantarele din sticlă nu erau pline, marfa era răsfirată serios ca să nu apară prea multe locuri goale. Nu pare chiar atât de străină situația. Cea mai mare parte era ocupată de diverse ceaiuri de ginseng. Puteai găsi whisky, coniac, țigări cubaneze și rusești. La raionul de dulciuri erau produse din Federația Rusă și China. Un frigider era înțesat cu apă minerală și băuturi carbogazoase foarte cunoscute, iar un altul era plin ochi cu conserve chinezești de carne de porc. Comparându-l cu orice non-stop din oricare cartier muncitoresc din România, pot spune cu mâna pe inimă că magazinul era o mizerie. Era însă unul dintre cele mai bune din oraș, inaccesibil oamenilor simpli. Magazinul acesta se afla în hotelul destinat turiștilor străini, aleși pe sprânceană, cum am descris. Acum erau shop-urile la noi înainte de 89, de unde cumpărai bomboane cubaneze și alune chinezești. Da. Vremuri de tristă amintire, dar pe care eu mi le aduc aminte. Mare plăcere. Mi-aduc aminte de guma de mestecat Gumela. Ați mestecat din acea? Cum să nu? Vai!
Cum să nu? Ce o mestecai și rămâneai fără plumbe. Nu aveam plumbe. Cred că după aceea le-am căpătat. Era o reclamă extraordinară când veneam cu trenul la București de la Oradea și pe peretele stadionului Giulești, cum intrai în gara de nord, era o reclamă care mă fascina, eram copil. Scria, arăta un pește albastru mare, scria nicio masă fără pește oceanic. Pe la începutul anilor 80. Pe la jumătatea anilor 80, dispăruse un cuvânt, scria nicio masă fără pește. Și în 89 scria nicio masă. era extraordinar ce... Da, mai circula o snoavă pe vremea aia, tot așa era dimineața, tot așa, de apropo de pește, oferta, nicio masă fără pește, dimineața crap de foame, la prânz știu că n-am, iar seara somn ușor. Nevoie. Și de voie. De voie, de nevoie, mi-aduc aminte de caramelele bulgărești. Mai intrau pe aici câte ceva. Dar și ale noastre erau bune. Și ale noastre erau bune. Ce-ți plăcea cel mai mult? Din vremea aceea, înghețata pe băț polar? Nu, bombonelele alea. Chip. Le-am găsit. Nici păpălimpă nu se mai pun astăzi. Nu, dar alea adevărate, am deschis cutia prima oară, am mirosit așa ca în copilărie. Da. Parcă și gustul produselor s-a mai schimbat sau era atunci... nu prea aveam cu ce eu să comparăm. Zic, eu zic să nu că ne lovească nostalgia după vremurile trecute. Nu regret absolut nimic din ce a fost. Nu, am auzit pe mulți zicând, dacă țineți minte, atunci singura băutură occidentală care mai intra în România era Pepsi la sticlă. Și am auzit multă lume spunând pe urmă, nu era Pepsi, Cicu era de-a noastră, da. Era aia galbenă. Spunea, doamne, nici Pepsi nu mai are gustul pe care l-avea înainte de 89. Păi nu l-avea, atunci îl simțeai rar. Adică dacă aveai o sticlă de Pepsi, cum eram eu liceu, puteam să... ies cu orice fată în parc, să stau pe o bancă. Super ofertă. Mai era super ofertă, să răstigă de Pepsi. Vezi că deja mă gândesc la o emisiune cu tematica asta, adică dacă poate mai vii odată să ne spui din metode. Mi-a aruncat buzduganul către o emisiune. Nu, era doar un exemplu, nu... Mai ai și alte metode? Mai aveai? Nu te întreb de acum, întreb de atunci. Metodele clasice. Da. În alte emisiuni, eventual. Revenind la subiectul cu ofertele, toate produsele astea care spunem noi că erau mai bune atunci și că acum sunt mai nu știu cum, de fapt, ți-am spus că departe de mine gândul că sunt nostalgică după o perioadă pe care abia dacă o mai percep. Dar lumea zice, băi, mai bine erau atunci, cei mai în vârstă. Da, era mai bine atunci, când te-a o masă, o casă, ne dătea statul serviciu concedii. Cred că e mai rău că regretăm ceea ce la momentul respectiv nu percepeam a fi rău, pentru că nu aveam cu ce să-l comparăm cu alt bine, ca și produsul respectiv pe care îl beam sau pe care îl mâncam, nu puteam cu ce să-l comparăm cu ceva așa. Și este nostalgia după tinerețe, după niște timpuri, noi după copilărie, nu? Era bine să fii copil, era bine să-ți pună mama și cu tata pe masă mâncărică, să ai haine curate, să n-ai grijă zile de mâine, că fii nostalgia. Muzica, aici da, muzica parcă era mai bună înainte. Da. Apropo de muzică, ce oferte mai avem în muzică? Hai să vorbim despre oferta în muzică. Ce ni se dă și ce avem noi nevoie să mai ascultăm? Noi cei mai bătrâni știm ce să ne luăm. Da, noi cei mai bătrâni știm ce să ne luăm din ofertă. Parcă să zic așa, și muzica românească am văzut că s-au mai cernut. Au apărut piese chiar ocheiuțe, deși multe în engleză, dar te uiți foarte încântată la mine. Cei care vin să cânte și în spate au un platan, un vârd în platanul și ea și de fapt este numai fustiță și numai... Parcă n-am mai văzut așa multe trupe. Sau nu prea mă uit eu. Eu ascult, mă uit pe VH1. Hai să revenim la... Mie, să facem așa, dacă dai voie și mie, visez, de exemplu, mi-ar plăcea foarte mult să văd o ofertă extraordinară din punctul meu de vedere. Ultimul CD al lui Guță, la ofertă cu Despre Îngerea lui Pleșu. Adică, cred că fiecare ar... înțelege puțin din altceva, pentru că este diferența prea mare și între
genul numit sub... Sub, da. Sub cultură, ca să așa. Așa. Și cred că ar fi bună ofertă de genul ăsta. Sau, de exemplu, să asculți un, tot așa, niște tineri care erau tineri prin anii 90 și am văzut că încearcă să relanseze iar 3 Sud-Est. Sud-Est, nu? Da. Așa, 3 Sud-Est. Bine, nu mi-au plăcut niciodată și ar fi... Mi-ar place să văd ofertă cu ultimul interviu al Monica Tatoiu, de exemplu, de la B1, în care vorbește despre toate. Cred că ar fi o culturalizare, bine, glumesc, vă dați seama, în ultimul zi. Ne-am cam prins. Dar te ascultam cu mare atenție, că facem o copertă. Am deschis emisiunea cu voi prezentați de mine ca și colegi de breazlă și uite, acum facem coperta de încheiere asupra televiziunilor. Sunt, nu știu, 4-5 canale de manele, nu știu dacă sunt chiar 5, dar parcă 4 sunt. Da? Nu căuta confirmare în ochii noștri, nu știu. Sunt cam multe, eu n-aș până acum, totdeauna trec, zapez foarte rapid peste ele. Deci mai este și cererea și oferta. Dacă oamenii cer... Ca și în televiziune în general. Mă, că și la știri, da? Acum ați cel 1 milion de lei. Ei, să nu exagerăm. Mă, vreau și o să știu dacă îmi dai. Asta ascultă oferta mea atunci. Hai să vedem cum... N-aș avea nimic nici cu genul acesta de muzică. O singură problemă. În unde mai princă, fără să vrei, auzi. În 90% dintre cazuri e vorba de dușmani. Toți au dușmani. Adică nimeni nu vorbește de pace. Și bani, dar au dușmani. A, adică conexiunea bani... Directă legătură cosmică cu banul și cu dușmanul. Și cu iubirea, cu iubirea care are iubită. Iubită ca a mea, n-are nimeni. Hai că suntem pe aceeași lungime de undă. Păcat că s-a scurs timpul atât de repede. Am înțeles că din regie ni se face semne să încheiem. Vreau să apuc să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept cu drag și altă dată și pe alte subiecte. Deja am aruncat niște undițe să mai prindem și alte subiecte. Mulțumesc, Cătălina, mulțumesc, Daniel. Ne-a făcut plăcere, ne-am relaxat. Da, dragii mei, vă aștept la o nouă ediție Panoramic data viitoare, marți, la ora 16. Mulțumesc, Maxton, mulțumesc colegilor din regie și vouă că v-ați uitat. La revedere, vă pup și numai bine!